Klaus Iohannis, fanfa cu premierul la Cotroceni. Ce a spus președintele lui Dencil? Întâlnirea presublinierei Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dencil sublinierei cu ministrul muncii, Ria Olguca Vasilescu, este în desfurare, la această oră, la Palatul Cotroceni. Am vrut, a subliniere acum am convenit împreună, să avem o discuție pe tema salarizării. Lucrurile au evoluat sublinierei după un prim trimestru de aplicare a legii, cred că putem să tragem primele concluzii. Pe de altă parte, vedem ce există categorii de salariați nemult cu mici, există manifestări sindicale sublinierei vreau să-mi explicați, a declarat Klaus Iohannis la începutul întâlnirii cu premierul sublinierei cu ministrul muncii. Premierul Viorica Dencil a spus, marci, la manifestările de ziua jandarmeriei, ce va merge la întâlnirea cu presubliniere din Klaus Iohannis pentru ce a sublinierea îi se pare firesc sublinierei pentru ce vrea să aibă o colaborare bun cu acesta, iar discuțiile vor avea ca tema salarizarea sublinierei bugetul. Da, merg la Cotroceni, mi se pare firesc. Vreau să am o colaborare bun cu presubliniere dintele. Punct. Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul presubliniere-dinte, o să vedeau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut XAT, deci acum două săptămâni. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu subliniere tiam sau este o surpriză. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data, a declarat Dencil. I-a admis, răspunzând unei întrebări despre secederea valorii contribuciilor la pilonul 2 de pensii, ce, odată cu trecerea contribuciilor de la angajator la angajat, se pare ce nu au crescut salariile peste tot subliniere i-a susținut ce vor fi găsite soluții. Astfel, întrebat despre secederea valorii contribuciilor la pilonul 2 de pensie, premierul Dencil a răspuns, secederea contribuciilor la pilonul 2 s-a făcut odată cu trecerea contribuciilor de la angajator la angajat. Se pare ce nu au crescut salariile peste tot. Vom găsi soluții.